Vrea o lume în care să trăim fără discriminări, fără a arunca cu pietre în cei care sunt considerați diferiți. Cine ne dă dreptul de a ne considera superiori, judecători, călăi? Înțeleg că oamenii se tem de ceea ce nu înțeleg, însă există prejudecăți inoculate și atitudini învățate. Și este timpul pentru transformarea sufletească și mentală, de deschiderea inimilor și a brațelor, de îmbrățișări.